Învață cum să comunici cu îngerii în 21 de zile. Ziua 5. Pregătirea pentru comunicarea cu îngerii. În ziua 4 am examinat modul în care ne pregătim mediul pentru comunicarea cu îngerii. Astăzi ne concentrăm asupra modului în care ne pregătim pe noi înșine. Purificarea gândurilor. Am observat prin intermediul clar viziunii cum arată formele gând. Imediat ce ai un gând, eliberezi un obiect sferic ce are o viață proprie. Dimensiunea formei gând pare să corespundă nivelului de energie pe care o investești în acel gând. Formele gând respectă toate comenzile. Ele ies în lume și întrupează tot ce gândești. Nu există gânduri neutre și nici momente din zi în care gândurile să nu creeze forme gând și efectele lor cauzale. Gândurile tale de frică se comportă ca niște slugi însetate de sânge care îți aduc spaima înapoi. Gândurile tale de iubire îți aduc situații și relații pline de bucurie. E alegerea ta. Mulți oameni atrași să comunice cu îngerii simt nevoia să evite mediile negative. Prin urmare, este posibil să nu se mai uite la televizor, să nu mai asculte radio și nici să nu mai citească ziarele. Se pot distanța de prietenii care se plâng în continuu și pot alege să renunțe la o carieră care nu se potrivește cu o perspectivă pozitivă. Pentru comunicarea cu îngerii sau channeling, așa cum deseori este numită receptarea mesajelor direct de la ei, este nevoie ca gândurile noastre să fie acordate la cea mai înaltă frecvență a iubirii. Toate grijile și temerile interferează cu abilitățile noastre de a comunica, deoarece aceste forme gând creează electricitate statică pe linia telefonică parapsihică. Purificarea motivelor. Oferă-le lui Dumnezeu și îngerilor motivele tale și cere-le să ți le purifice. Poți face acest lucru cerându-i pur și simplu lui Dumnezeu să te ajute. Spune-i: Doamne, îți dau motivele mele și îți cer ajutorul pentru a le purifica, astfel încât ele să fie aliniate cu adevărul și cu iubirea. În curând vei avea o senzație puternică de ușurare, întrucât iubirea îți reorganizează gândurile și sentimentele, urmată de un sentiment profund de pace și ordine. Cea mai înaltă motivație este să-L slăvești pe Dumnezeu în toate privințele. Desigur, sinele tău superior, fiind una cu Dumnezeu, tu slăvești de fapt sinele real și sinele adevărat al tuturor celorlalți copii ai lui Dumnezeu. Motivațiile sinelui inferior apar atunci când vrei să te slăvești doar pe tine însuși, ca individualitate. Toată lumea este la fel de specială, așadar, atunci când vrem un caracter special separat, declanșăm durerea și singurătatea care vine din credința că suntem separați de Dumnezeu și de frații noștri spirituali. Purificarea acțiunilor. Înainte de a face ceva, cere-le sinelui superior, lui Dumnezeu și îngerilor să te îndrume. Trebuie să știi că această îndrumare divină îți va direcționa acțiunile prin puterea unică a iubirii. Vei fi mereu la locul potrivit, în momentul potrivit. Purificarea relațiilor. Deși ai suferit fără îndoială în relații, ai posibilitatea de a vindeca emoțiile reziduale pentru a elimina orice povară sau energie întunecată. Aceasta este o parte importantă a lucrării de purificare ce îți va facilita conversațiile cu îngerii. Fie că porți dureri vechi din copilărie, adolescență sau din trecutul recent, te poți elibera de negativitatea care te ține în loc. În primul rând, îngerii îți amintesc efectul de bumerang al oricărui sentiment negativ pe care îl ai față de altcineva. Este imposibil să judecăm sau să dăm vina pe altă persoană fără să simțim durere emoțională. Oricât am dori să ne considerăm separați de o persoană pe care o considerăm rea, în cele din urmă este imposibil. Suntem pentru totdeauna uniți unii cu ceilalți.
Acesta este motivul pentru care te simți deprimat atunci când te enervezi pe o altă persoană. Furia pe care o trimiți acționează ca un fascicul laser îndreptat către o oglindă și se întoarce instantaneu împotriva ta. Când îngerii vorbesc despre necesitatea iertării, ei nu vor ca tu să ierți datorită codurilor morale. Ei știu că judecata, vina și furia sunt poveri ale sufletului tău. Ei îți cer să scapi de poveri. Aceasta este adevărata definiție a iertării, să te eliberezi pe tine însuți. Dacă nu te simți pregătit să ierți acțiunile cuiva, atunci iartă persoana. Privește pe acea persoană prin ochii unui înger. Îngerul păzitor vede doar binele, adevărul, dumnezeirea acelei persoane. Îngerii privesc dincolo de personalitatea de suprafață, de erorile și de greșelile unei persoane și se uită direct în inima omului. Și tu poți avea un efect mare de vindecare asupra lumii și simultan să-ți vindeci relația cu tine și cu ceilalți, adoptând punctul de vedere al îngerilor păzitori. Cu cât te antrenezi mai mult să-l vezi pe îngerul din fiecare persoană, cu atât mai mult îl vei cunoaște și îl vei aprecia pe îngerul care ești tu în realitate. Purificarea programului. Uneori amânăm creșterea spirituală, creând un program încărcat. Faptul că ești ocupat nu-ți lasă timp pentru a-ți explora sinele interior. Din acest motiv, îngerii ne cer să ne curățăm programul zilnic prin eliminarea activităților inutile sau redundante. Poți să faci un inventar timp de 2 zile și să notezi cum îți petreci timpul. Identifică apoi cu ce pierzi vremea. Nu ne referim la relaxare, deoarece îngerii consideră că odihna este o activitate valoroasă. În schimb, caută momentele în care ești ocupat cu activități lipsite de rezultate semnificative. Acestea sunt activitățile în care te implici din obișnuință sau din teamă. Odată ce identifici domeniile în care îți pierzi timpul, vei trece ușor la obiceiuri mai sănătoase. Cu toate acestea, dacă rămâi ocupat din teamă, este posibil să te împotrivești îndrumării angelice de a-ți restructura modul în care îți petreci timpul. La urma urmei, atunci când ești activ în permanență, nu ai timp să te gândești la scopul vieții tale, la sinele tău real și la Dumnezeu. Totuși, acestea sunt lucruri foarte importante, nu-i așa? În definitiv, nimic nu este mai important decât îndeplinirea misiunii sacre pentru care te-ai născut. Nimic din această lume nu produce nici măcar o părticică din bucuria unei vieți trăite așa cum trebuie și a relațiilor potrivite. După ce îți notezi primele 5 priorități, cu alte cuvinte, ce este cu adevărat important pentru tine, le poți compara cu programul tău real. Apoi puneți întrebarea: îmi petrec timpul în moduri care îmi îndeplinesc prioritățile? Dacă nu, caută atent modalități de a elimina activitățile care îți consumă timpul și energia și înlocuiește-le cu cele care au mai mult sens pentru tine. Vei descoperi că purificarea programului îți va amplifica energia și entuziasmul mai mult decât orice alt pas pe care îl poți face. Îngerii te sfătuiesc cu tărie să petreci timp singur în natură cât de des posibil. Stabilește asta ca fiind una dintre prioritățile tale cele mai importante. Efectul vindecător al naturii, combinat cu timpul petrecut cu tine însuți, îți oferă ocazia perfectă să auzi cum sinele adevărat, Dumnezeu și îngerii îți vorbesc. Îngerii naturii te vor calma și te vor mângâia. În acest cadru natural, îți va fi mai ușor să ai conversații sincere cu tine și cu tărâmul spiritual divin. Purificarea corpului. Dacă ești chemat să primești mesajele îngerilor, ai primit fără îndoială îndrumare interioară privitoare la dieta și stilul tău de viață. Această îndrumare te îndeamnă să elimini zahărul, stimulentele, carnea, alcoolul, produsele lactate sau alte alimente din dieta ta.
Acestea sunt mesaje reale, trimise din cer. Motivul pentru care îngerii intervin în dieta ta este acela de a-ți pregăti trupul pentru o reacordare. Frecvența vibrațională a îngerilor este la un nivel atât de înalt și de fin, încât corpul tău trebuie să fie reacordat înainte ca tu să-i poți auzi. Dumnezeu te cheamă să fii un purtător al mesajelor angelice. Sistemul tău nervos poate suporta frecvența îngerilor dacă trupul tău vibrează la un nivel suficient de înalt. O dietă săracă generează electricitate statică pe liniile de comunicare angelică, astfel încât îngerii îți cer să-ți purifici corpul. Poți primi sugestiile dietetice ale îngerilor în mai multe feluri, cum ar fi intuiții, presentimente, întâlniri întâmplătoare cu un dietetician, atracția față de o carte de rețete vegetariene, auzul unei voci interioare sau apariția unei viziuni despre alimente. De obicei, îngerii îți cer mai întâi să elimini carnea roșie, apoi îți cer să elimini carnea de pui și de curcan, urmată de cea de pește. Carnea animalelor intervine în comunicarea divină pentru că poartă energia durerii pe care a simțit-o animalul în timpul vieții și al morții. Apoi îngerii te vor sfătui probabil să renunți la stimulente cum ar fi cofeina, zahărul, ciocolata și anumite ierburi. Ei îți pot cere să renunți complet la stimulente sau te pot îndruma spre o renunțare treptată. Ei vor elimina de asemenea alte substanțe chimice care modifică dispoziția, cum ar fi alcoolul și nicotina. Apoi îngerii te pot îndruma să elimini unele sau toate produsele lactate, întrucât aceste alimente ne pot obstrucționa canalele mentale și emoționale. Pe măsură ce îți purifici corpul din ce în ce mai mult, vei gravita natural spre o dietă bogată în produse proaspete, ecologice și de panificație din cereale încolțite. Nu vei simți aceste modificări alimentare ca pe o privațiune, pentru că ele și-au originea în iubire și bucurie. Te vei adapta cu ușurință la fiecare schimbare a stilului de viață, către care îngerii te îndrumă cu iubire.